În seara aceasta s-au primit scrisori și pachete. Am văzut că o parte din concurenți erau la Capricii. În casă Alexandru primise pachete și a fost chemat. Avea patru pungi de cadouri, a avut și scrisoare. Andrada a avut două cutii, două pachete mari de acasă cu multe hăinuțe, cu tot ce-i trebuie. Am văzut că Alex nu știa că băieții sunt intrați la Caprici, a mers să-i caute, să-i anunțe că mai sunt acolo pachete. Andrada a primit și scrisoare de acasă, s-a bucurat foarte tare. Au ieșit și ceilalți concurenți de la Caprici și fiecare și-au luat pachetele, cadourile. Raul a primit de la susținătorii pachet scrisoare, a avut acolo și fotografii. A primit și Mihai, a avut un pachet, era de la Ștefan, concurentul care a fost eliminat. În seara aceasta a primit și Stelian un pachet destul de mare de la susținători. Avea acolo multe produse și un buchet de flori. A mers Stelian și s-a uitat în pachetul pe care l-a primit și a citit și scrisoarea. Spunea că a primit și parfum. Cu parfumul nu prea, nu prea l-au nimerit, dar oricum sunt cei mai tari susținători. Raul s-a bucurat foarte tare că a primit fotografii, le-a arătat, am văzut și fetelor. Alexia a primit și ea pachet și scrisoare. -am, am văzut și pe Ionela că a venit să se uite la fotografii. În perun fetele au venit și s-au uitat la pozele primite de Raul. Mihai a citit scrisoarea de la Ștefan îi scria că are câteva sfaturi pentru Mihai, că acesta este un om minunat, că afară este foarte apreciat și să fie aceeași persoană care a fost încă de la început, să nu se lase influențat, să aibă grijă la anumite persoane din casă, pentru că de afară se văd mult mai multe lucruri pe care în casă nu le observi, nu le vezi să nu asculte gurile rele, l-a sfătuit și îi spunea că a văzut câteva secvențe și cam astea au fost sfaturile. Ea a spus să fie puternic, atât el, atât Mihai, cât și Alex, pentru că sunt cei mai tari oameni. I-a promis că o să-i mai scrie și că or să se vadă oricum în afara casei. La final a semnat Ciulo. A venit și Ionuț să citească scrisoarea alături de Mihai. Isabel i-a dat un pupic lui Raul pentru că l-a convins să-i dea una din pozele pe care acesta le a primit, îi plăcea ei o poză, l-a rugat să i-o dea și i-a spus că îi dă un pupic în schimb. Isabel a primit de acasă foarte multe pachete, avea multe dulciuri acolo. A primit câteva sticle de suc. A avut câteva cutii de înghețată. Le place mult fetelor înghețata. Le a trimis și mamelor două pachete de cafea, părinții Isabelei le-a auzit probabil discutând ce cafea le place. Și doamna Tamara spunea că este exact firma pe care dânsele o preferă, iar Isabel a promis că o să-i să spună mamei să le mai trimită. Alexia a primit haine groase de acasă, Isabel a primit și hainuțe noi de la mama, avea rochițe, salopete ținute de gală, de live. S-au bucurat fetele, deja spunea Izabel, uite Andrada, asta merge și pentru tine, le-a arătat fetelor ce, ce a primit. Andrada îi spunea Daiane că a primit și ea ceva. Diana aștepta o scrisoare de acasă și îi spunea să se uite că a primit și ea ceva. A mers Diana împreună cu Alex să se uite. Apoi Andrada a venit la concurent și le-a spus că mama ei în scrisoare i-a spus că Ana și Raluca au ajuns acasă cu bine și că în curând mama ei o să se întâlnească cu cele două fete, spunea că sunt de acolo din zonă, sunt aproape și mama se va întâlni cu Ana și Raluca. A primit și test pachet în această seară, avea și acolo dulciuri, avea scrisoare, s-a bucurat foarte tare. Andrada le-a fetelor ce a primit de acasă, hăinuțe groase, cizme... Ea a trimis mama până și un ursuleț din acela de pluș, avea cosmetice și foarte multe dulciuri, am văzut că le-a împărțit și le-a dus și la băieți.